5 partide au intrat în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor de duminică. În tabăra pro-europeană sunt liberal-democrații, democrații și liberalii, în timp ce de cealaltă parte sunt socialiștii și comuniștii care vor apropierea de Rusia. Și, deși Partidul Socialiștilor a obținut cele mai multe voturi, o coaliție între cele trei formațiuni pro-europene pare foarte aproape. Partidul Liberal-Democrat din Moldova va face coaliție cu Partidul Democrat și cu Partidul Liberal. Timpul este foarte scurt. Noi urmează să avem rezultat care să ducă la eficiență a guvernării viitoare. Este încă o șansă dată de cetățenii Republicii Moldova ca Republica Moldova să ajungă stat membru al Uniunii Europene. Rezultatul votului a fost salutat de oficialii de la București prin vocea ministrului de externe, care s-a întâlnit la Chișinău cu liderii celor trei partide pro-europene. Acesta este, cred, un pas foarte important. Sunt foarte mulțumit că acest pas s-a produs. Este o majoritate care asigură formarea guvernului, care permite adoptarea de măsuri consistente în ceea ce privește procesul de reformă și de integrare europeană. Negocierile de la Chișinău nu sunt însă deloc ușoare, iar un punct asupra căruia sunt probleme e aderarea țării la NATO. Liberalii vor acest lucru, în timp ce democrații care își doresc neutralitatea Republicii Moldova resping ideea. De cealaltă parte, Partidul Socialiștilor se vede obligat să rămână în opoziție. Liderul formațiunii cere însă referendum privind aderarea țării la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Vreau să vă felicit, stimați concetățeni, cu începutul sfârșitului guvernării oligarhice euro-unioniste din Republica Moldova. Stimați concetățeni, majoritatea din dumneavoastră ați votat pentru alt vector geopolitic extern. Igor Dodon a denunțat și modul în care au fost organizate alegerile și a cerut demisia ministrului de externe pentru că nu au fost deschise decât 5 secții de votare în Rusia.